Bun găsit, dragilor, la Citirea Interactivă a zilei de joi, 21 noiembrie. Alegeți-vă un pachet de cărți sau un număr de la 1 la 3, 1, 2 sau 3, iar eu voi începe cu numărul 1. Haideți să vedem care este energia zilei de joi. Pentru numărul 1, asul de spade vine aici cu niște informații, soluții de care voi aveți nevoie. Iată de ce aveți nevoie, pentru că aici aveți un blocaj. Este posibil să nu găsiți în acest moment soluția pentru o anume problemă din viața voastră. Văd că soluția poate să vă ajute pe voi să închideți un capitol important din viața voastră. Poate exact de această idee aveați nevoie ca să puteți să spuneți gata, stop, de azi încolo viața mea se va schimba. Poate în acel aspect al vieții unde tu știi că ai acest blocaj sau problemele pe care le ai. Haideți să vedem ce aduce mai exact asul de spade. Se pare că este o informație care te ajută pe tine să te eliberezi de acele amintiri neplăcute și de atașamentul pe care îl aveai, poate de acea situație sau persoană. Pentru unii dintre voi poate fi adevărul care vă ajută să eliberați resentimente, furie, frustrare, ceea ce țineați voi, ce ați reprimat poate până în acest moment. Putem vorbi aici și de un ajutor pe care tu îl primești să poți să te eliberezi de toate acele amintiri și să găsești practic soluția care să te ajute să depășești momentul acela nefast, să spunem, de care tot ai ținut să iasă așa cum ai fi vrut tu. Ei bine, poate chiar ajungi să tragi concluzia că atât a fost, atât s-a putut, așa au fost lucrurile să se întâmple și că ar fi mai bine să mergi mai departe cu viața ta. Aici, regina de bâte poate fi o zodie de foc, poate fi o persoană cu care relaționezi, văd aici o femeie. Poate blocajul vine din cauza faptului că această persoană te-a mințit cu ceva, ți-a ascuns ceva. Poate fi de asemenea și puterea pe care tu o ai să treci peste anumite contexte în care ai fost mințită, trădată și așa mai departe, care cumva te-au blocat și n-ai știut ce să faci. Aici, energia asta de foc ne poate arăta puterea ta de a trece peste, de a depăși momentul. Și nu oricum, ci cu informațiile sau soluțiile pe care le poți găsi în această zi. Iată, avem aici și regele de bâte. Poate este persoana cu care de asemenea relaționezi, de la care afli niște informații sau despre care ai putea să afli niște informații care cumva te ajută pe tine să transformi situația. Ei bine, e posibil să fie aici posibilitatea ori să pui punct și să o iei de la capăt într-un anumit context, adică să spui gata, stop acestei relații, stop acestui job, am aflat tot ce aveam de aflat, știu de ce mi s-au întâmplat lucrurile așa și de ce am suferit și merg mai departe cu viața mea. Sau pentru alții ar putea fi aici niște informații, soluții la a rezolva problemele care au dus la astfel de stări și emoții negative în viața voastră, astfel încât să puteți să vă dați voie să aveți o nouă etapă reînnoită, poate să vă reînnoiți sentimentele, să vă reînnoiți angajamentele față de persoanele cu care interacționați. Da, este o zi, aș spune eu, foarte importantă, mai ales când ajungi să înțelegi de ce ai suferit și de ce nu știu, ai trăit anumite momente în viața ta care nu ți-au plăcut. Foarte important pentru tine este să nu te mai gândești la acel trecut, să nu te gândești nici la ce ar putea fi în viitor, ci să vezi ce este de făcut de moment, adică să fii cât mai prezent, conștient. Iar îngerii ne vorbesc de o mare oportunitate pentru voi. Iată, contextul este o oportunitate de a reînnoi în viața ta ce ai tu nevoie să reînnoiești. Pentru că e clar că ai ajuns în punctul în care te-ai blocat, în punctul în care nu mai vezi nici un fel de ieșire.
Poate fi vorba de o modalitate prin care universul te duce către dorința ta. Și să știți că întotdeauna lucrurile stau așa, chiar dacă pare de moment că pierdem, că nu știu, pierdem job, pierdem relație, este un pod al evenimentelor care de fapt te duce către dorința ta. Așa că gândește-te bine ce ți-ai dorit, pentru că s-ar putea să-ți dai seama că lucrurile s-au întâmplat așa, ca tu să ajungi de fapt unde ți-ai dorit. Da, foarte interesantă citirea voastră. Mergem mai departe cu numărul 2 de această dată. Haideți să vedem la numărul 2 care este mesajul zilei de joi, 21 noiembrie. 4 de monede. 4 de monede. Arată aici un atașament, o rezistență pe care voi o aveți. Se pare că țineți de ceva și nu puteți niciun chip să vă detașați. 8-ul de cupe ne arată aici că ai putea lua o decizie să lași totuși în spate ceea ce ai avut până în acest moment. E o nevoie a ta de schimbare și ar putea fi vorba de o zi în care contextul să te ajute să înțelegi că e mai bine să lași ceea ce ai avut până acum și să mergi mai departe. Cavalerul de spade are aici aduce în discuție poate niște clarificări, niște informații pe care tu trebuia să le afli ca să te poți detașa. Nu știu ce comoară ai tu aici în cutia aia de stai așa și nu vrei să ții absolut nimeni ce ai tu acolo, dar cu siguranță ce îți spune cavalerul ăsta de spade ar putea să te facă să renunți. Poate acolo unde vei pleca sau către ce vei merge ar putea fi mult mai valoros decât ceea ce ai tu în acest moment. Iată, asul de cupe vorbește aici de un nou început, de ideea asta de ceva care te împlinește, te vindecă, te ajută pe tine să depășești, iată, un atașament. Poate ai ținut cu dinții de o relație, poate ai ținut cu dinții o situație să iasă ca tine, poate, nu știu, ai tras prea mult de un job. Aici văd posibilitatea ca tu să fii valorizat, mult mai apreciat într-o altă parte, poate în altă relație, poate de altcineva, astfel încât să-ți dai voie să renunți la ce a fost până acum și să mergi către acest nou început, poate mult mai satisfăcător și împlinitor pentru tine. Văd aici că e vorba de o propunere, o propunere care ar putea aduce ceva vorbe în jurul vostru. Poate sunt niște discuții, poate sunt ceva împotriviri din partea persoanelor de care ești înconjurat. E ca și când lumea, păi, cum să lași serviciul ăla? Dar de ce să lași serviciul ăla să te duci la ceva nou unde nu știi cum va fi? Cum știm că de multe ori familia mai comentează sau poate prietenii și așa mai departe. Și la fel poate fi vorba dacă te gândești acum la relații. Da, ai putea primi o propunere care ridică niște semne de întrebare și face ceva circ în jurul vostru. Ideea este că eu te văd aici că ai putea clarifica stabilitatea și siguranța acestui nou început. Adică văd că îți iei o marjă de siguranță. Discuți înainte toate detaliile, poate iei fiecare punct al contractului, dacă e vorba de un contract de muncă sau dacă e vorba de un partener, discuți tot ce este de discutat, ca să fii sigur sau sigură că e vorba de siguranță acolo. Cumva aș spune eu că nu dai vrabia din mână așa fără nicio siguranță că o prinzi totuși pe cea de pe gard. Cam asta simt să spun aici. Și ar putea fi un context în care chiar nu mai ții cont de ce spune lumea, ci pur și simplu îți dai voie să faci schimbarea și să spui da acestei propuneri sau oferte care vine către tine. Și cărțile te sfătuiesc că e timpul și momentul să închizi acel capitol vechi din viața ta și ai aici un nu. E cu siguranță acel nu care spune nu mai sta pe loc, nu mai rămâne blocat, blocată în ceea ce ai acum, dacă îți dorești schimbarea, dacă îți dorești mai mult, dacă îți dorești poate un salariu mai mare, poate un alt statut. Iată, nu e cazul să mai rămâi acolo unde ești, nu e cazul să mai stai pe loc, pentru că acolo e doar stagnare. E momentul să mergi mai departe.
Este practic aici o mai mare legătură cu tine. Practic nu mai ții cont de ce spun ceilalți, ci vei asculta profund de ceea ce spune vocea ta interioară. Practic e cea mai longevivă relație din viața noastră, noi cu sufletul nostru. Așadar, dragilor, ascultați ce vă spune sufletul și nu de ce spun ceilalți. Așa că mergem mai departe de această dată cu numărul 3. Ia să vedem împreună pentru numărul 3 ce aduce ziua de joi, 21 noiembrie. Cavalerul de monede aici poate veni cu o propunere care vă dă multă speranță. Cine știe, poate fi o propunere legată de muncă, de bani. Ideea este că îți dorei cumva, pentru că văd aici că ești mai încrezător, încrezătoare după ceea ce îți propune acest cavaler de monede. Văd că ai putea să iei și o decizie. Poate chiar este persoana potrivită care vine cu niște propuneri în urma cărora tu să poți să iei o decizie pentru ce ai de făcut pe mai departe. 9 de cupe arată aici satisfacția pe care tu o ai și în același timp motivația pe care ți-o dă propunerea aceasta. E ceva ce parcă aveai nevoie ca tu să poți să simți din nou motivație că poți face ceea ce ai de făcut, să ajungi la împlinirea dorințelor tale. Steaua clar arată aici credința că ai putea ajunge la dorința ta. Ei bine, avem regele de bâte, care poate fi o relație, o relaționare importantă pentru tine în această zi, o persoană cu influență, da, zodii de foc, iar 9 de monede arată aici independența ta. E posibil aici să speri într-o afacere bună, poate cu această persoană, o relație foarte bună, care să nu atenteze cumva la independența pe care tu o ai în acest moment. Este vorba de o decizie care, iată, îți oferă ție un nou început, mai sigur și mai stabil. Pentru unii poate să fie o situație financiară, legat de profesia ta, de munca ta sau legat de relații. E practic o modalitate prin care tu reușești să te decizi ce ai de făcut pe mai departe cu viața ta, astfel încât să simți că ești mai în siguranță, că ai mai multă stabilitate, că nu-ți lipsește nimic, cel puțin din punct de vedere material, pentru că aici vorbim de asul de monede. E cumva acel nou început care îți oferă cam toate nevoile pe care le aveai, și emoțional și material. Dar totul depinde de decizia ta, pentru că văd aici cartea care arată că tu ești cel sau cea care vei lua decizia. Oferta vine, dar noi avem dreptul la alegere. Ei bine, sfatul pentru tine e să îndrăznești și să ai curajul să o iei de la zero. Îngerii îți spun și ei aici că da, e ok să îndrăznești și să faci schimbarea, iar oracolul vorbește de acel moment în care ai dreptul să spui și nu. Așadar, e ca și când cărțile te împuternicesc vis-a-vis de decizie. Ai dreptul să spui nu dacă nu-ți place această ofertă, dar în același timp ai recomandarea de a-ți asuma riscul de a merge tot înainte și de a spune da. Dar în același timp poți să fii sigur că orice răspuns dai este perfect, exact așa cum e. Așa că, dragilor, eu vă urez o zi minunată tuturor, vă mulțumesc și aștept cu mare drag să-mi povestiți în comentarii cum v-a fost ziua. Sper să fie una excelentă!